Peste 12.000 de elevi din toate zonele județului Hunedoara beneficiază începând cu 1 ianuarie 2024 de programul național Masă Sănătoasă, care constă într-o masă caldă sau într-un pachet alimentar în limita unei valori zilnice de 15.000 de lei pentru fiecare elev inclus în program. De curând, alte 12 unități de învățământ din județul Hunedoara au fost incluse pe lista de beneficiari, numărul total al școlilor hunedorene ajungând acum la 40. În județul Hunedoara sunt cuprinse în programul Masă Sănătoasă 40 de unități de învățământ, ceea ce corespunde la peste 12.000 de beneficiari. Ne bucurăm că acest program a fost extins și iată, a crescut numărul de elevi și preșcolari care beneficiază de acest program. Scopul acestui program este de a reduce abandonul școlar și de a oferi un sprijin elevilor pentru a performa și a obține rezultate bune. Încercăm să îi ajutăm din toate punctele de vedere. Acest program a fost extins la nivel național și categoric în anii următori va continua, să spun așa, acest program și această și alte unități de învățământ vor fi cuprinse în program. În primul rând, au fost luați în considerare numărul de elevi care provin din categorii defavorizate, numărul de copii cu cerințe educative speciale, copii care provin din diverse, să spun așa, de etnie romă, de exemplu, dar și alte considerente, cum ar fi copii cu părinți plecați în străinătate și un gradul de dezvoltare la nivel de UAT, deși din punct de vedere social și economic.